Dragi sibieni, sărbătorile sunt despre puterea oamenilor de a spera și de a-și iubi semenii. E ușor să speri când lucrurile merg bine. Adevărata provocare este cum păstrăm aprins un licăr de speranță atunci când neîncrederea stă să ne doboare. La fel și cu iubirea. E ușor să iubești pe cei care îți arată simpatie. Adevărata iubire de semeni presupune să-ți pese chiar și atunci când altora nu le pasă. Iubirea, așa cum ne arată chiar creștinismul, presupune sacrificiu. Dacă ne iubim semenii, anul acesta de sărbători, nu vom întinde mese mari ca să uităm de necazuri, ci ne vom gândi cum să-i ferim de necazuri, de îmbolnăvire pe cei din jur. Aceasta este provocarea acestor sărbători. Să găsim căi de a arăta că ne pasă, fără a-i pune pe alții în pericol. Urarea mea pentru noi toți este să avem parte de speranță și de iubire de semeni. Sărbători line tuturor!